Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Și mulțumesc tuturor că sunteți aici cu noi. Aș vrea să vă invit alături de mine virtual, ca să zic așa. Alături de mine mi-ar plăcea să te strâng un pic în brațe, că nu te-am văzut de mult, Irina. Mulțumim că ești aici cu noi. Și aș vrea să ne împărtășești și nouă experiența ta pe Via Transilvanica, atât din perspectivă personală, cât și din perspectiva omului care a organizat trasee pentru Romanian United Fund și voluntar RUF de ceva vreme și ai pus osul cumva la a aduce lumea și a le arăta Via Transilvanica. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, pentru că mă gândesc că suntem de peste tot. Numele meu este Irina Nedelcovici. Sunt owner și director de vânzări la Transilvania Imports, aici în zona Chicago. Sunt voluntar Romanian United Fund. Sunt plecată din România de 18 ani și pot spune cu mâna pe suflet că tot România este casa mea. Când merg în România, spun că merg acasă. Când vin în America, nu pot spune că vin acasă, cu toate că aici locuiesc. Sunt îndrăgostită de Via Transilvanica, precum un adolescent. Iubesc acest proiect. Părerea mea este că Via Transilvanica este cel mai de valoare proiect care există în România în prezent, bazat pe turism. Experiența mea călătorind pe Via Transilvanica a fost una de nedescris. Sentimentele prin care te face să treci această cărare, cum zice Alin, sunt adânc înrădăcinate în sufletul meu forever. Romania United Fund organizează în fiecare an o călătorie pe Via Transilvanica de aproximativ 3-4 ani, dacă nu mă înșel. Aproximativ de 100 de kilometri pentru oamenii, pentru românii din diaspora și nu numai. Anul acesta am avut nu doar români, sunt și români din România și români din diaspora și am avut și o americancă anul acesta. Anul trecut am coordonat acest proiect și cu ajutorul lui Ștefan, voluntar la Tășulasa Social, și a lui Alinu Șeriu, am reușit să organizăm această călătorie. Anul acesta a fost o călătorie de la Putna la Vatra Dornei. Prin aceste călătorii anuale pe care le facem pe Via Transilvanica, vrem nu doar să călătorim pe această cărare, dar vrem să adunăm fonduri făcute din donații prin Romania United Fund de către persoanele participante la această aventură, pentru că Via Transilvanica nu necesită doar călători, și necesită fonduri pentru sustenanța acestui proiect, după cum s-a vorbit și mai devreme. Anul acesta am avut mai multe evenimente aici în America pentru promovarea Via Transilvanica, eu fiind coordonator de eveniment la două dintre acestea. Prima a fost la De Ziua Copilului, care s-a ținut în iunie 4, aici în aproape de Chicago, în Morton Grove. A fost un eveniment desfășurat în aer liber, unde noi, Romania United Fund, am avut ca scop în a vorbi despre Via Transilvanica cât mai multor participanți, aceștia fiind din toate colțurile lumii, nu doar români. Am avut un mini cinematograf în care am rulat documentarul Oamenii Drumului, Terra Banatica, cu subtitrarea în limba engleză, ca toată lumea să poată înțelege. Am avut o replică de bornă realizată de prietenul nostru și voluntarul Dan Cosma, în care s-au depozitat numele acestor oameni care au fost interesați să afle mai mult despre Via Transilvanica. Și la sfârșit s-a extras un câștigător al unui rucsac cu inscripțiile Romania United Fund și Via Transilvanica și cartea lui Tibi Ușeriu, 27 de pași. Al doilea eveniment pe care l-am coordonat
a avut loc la Romanian Food and Folk Festival, organizat la Biserica Holy Nativity Romanian Orthodox Church. Scopul participării noastre la acest eveniment a fost să adunăm cât mai multe voturi pentru Via Transilvanica în competiția pentru câștigarea Europa Nostra, Public Choice Award, ceea ce s-a și întâmplat și suntem foarte mândri de acest lucru. În continuare aș dori să vorbesc puțin exact despre experiența mea călătorind pe Via Transilvanica, ca și simplu călător. Pentru mine Via Transilvanica a fost o experiență memorabilă pe care nu cred că am avut-o în viața mea. Această cărare fascinantă m-a făcut să descoper locuri pline de istorie, frumuseți naturale, cultură, tradiție românească. Am cunoscut oameni care ne-au deschis ușile și ne-au împărtășit cultura lor, gastronomia locală. Am avut o experiență extraordinară. Dar călătoria pe Via Transilvanica nu este doar despre peisaje, locuri, oameni. Este și despre introspecție și conectare cu natura. Irina, trebuie să menționez că am avut 48 de copii pe Via Transilvanica, așa, uite aici am vrut să ajung. 48 de copii care au ajuns anul trecut pe Via Transilvanica și, sau de, nu, asta e poza de acum 2 ani, așa-i? De acum 2 ani, de la Hunedoara. Da, da. Lansarea de la Hunedoara. Ce scuze, vreau să menționez și să arăt poțele astea pentru că ilustrează experiența noastră acolo. Da. Fiecare călătorie este diferită. Anul acesta nu am avut ocazia să stăm la cort, să vedem stelele, asta la pensiuni, dar oamenii de la pensiuni, cei care ne-au deschis ușile, s-au purtat cu noi ca și cum am fi fost de-ai casei. După cum am vorbit despre călătoria mea pe Via Transilvanica, ca și simplu călător, nu ca și coordonator de proiecte, pentru mine a fost o aventură extraordinară. Această cărare, pot să spun, merită cu adevărat. Acest proiect de valoare este probabil cel mai de valoare pentru turismul din România în ziua de astăzi și merită promovată și explorată de toată lumea. Vroiam să vorbesc despre faptul că, după cum a spus și Alin, proiectul necesită bani, necesită călători pe această cărare, dar necesită și voluntari. Sunt foarte multe lucruri de făcut pe această cărare ca să fie întreținută. Eu vă pot spune din experiența mea pe care am avut-o anul acesta, s-a lucrat la Sarmisegetuza, pe traseul de la Sarmisegetuza la Băuțari și am reușit din timpul meu să-mi iau 2 zile să merg să pun mâna, să văd cum este să voluntariez pentru Via Transilvanica.